Bus. Y. Pece? Da. Bună ziua. Sunt duhovnicescul Nihcșnel și sunt noul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române. Vrem să răspundem acuzațiilor cum că pe noi ne interesează doar bani. Nu este adevărat. Ne interesează și euro. Răspunsul nostru la toate este banul. Când lumea ne întreabă, bă, voi sunteți hoți? Noi răspundem, banul. Cel mai mare dușman al omului și al bisericii este banul. Iar noi facem doar ce ne-a învățat Iisus. Ne iubim dușmanul. Așa că lăsați dușmanii să vină la mine. Iisus a înmulțit peștii, la fel și noi. Doar că noi am înmulțit o altă specie de pești, rechinii. Și în lanțul trofic al rechinilor, cine să fie șeful? Nimeni altul decât Marele Alb. Cel mai mare chin al unui preot din Biserica Ortodoxă este rechinul, adică Marele Alb. Recordă, să știți că ați comis un păcat foarte grav. Iisus a spus, crede și nu cerceta. Vouă ce dracu va trebui să cercetați? Iar pentru acest păcat veți ajunge în iad, pentru că cu toții știm că lui Dumnezeu îi pasă doar de bogații care căpușează statul, nu de săracii care mor de foame și plătesc pentru asta. Scrie și în Biblie, săracilor. Când Iisus a spus apostolilor, mergeți prin lume și nu luați nimic cu voi, doar sandale prin deșert, el nu a spus nimic despre ultima versiune de S-Class, Mercedes Boss. Când Iisus a intrat în Ierusalim, a intrat pe măgăruș, dar nu era orice fel de măgăruș, era ultima versiune de măgăruș cu semn de la Mercedes în frunte, cu cușa încălzită și tapiserie de piele de măgar. Sunt rare alea, boss, nu se mai fac. Nu mai sunt măgari de aia, doar măgari care ne întreabă pe noi de unde avem noi bani. Toată lumea ne întreabă de unde banii ăștia pe noi. Păi e simplu, unii muncește în uzine, alții muncește în limuzine. Tot greu e, tot la întuneric, tot la frig, pentru că au geamurile alea fumurii și nu intră soarele deloc și nici nu vezi în față de la tacuci. Și Mercedes-ul. Nu l-am ales întâmplător, l-am ales cu un motiv foarte specific, pentru că sigla ei este cea mai apropiată de semnul crucii. Noi când facem cruce mai nouă, nu mai facem așa, facem așa. Și lumea ne acuză că noi nu ne mai rugăm. O minciună. De când a fost publicat materialul Recorder, pomenim toți sfinții în continuu. Cine spune că noi nu avem licitații? Mai puțin li, dar avem cel puțin 4 citații la DNA zilele astea. Iisus nu a cerut bani pentru mântuire, dar nu-i cerem bani de mântuială. Iar cei de la Recorder se laudă că videoclipul lor a ajuns numărul 1 în trending. Ei bine, să știți, dragii mei, că nu datorită reportajului a ajuns numărul 1, ci datorită nouă, pentru că noi avem tot ce ne trebuie pentru trending. Gândiți-vă, avem aur mult, avem mașini scumpe, avem bani, avem opulență. Voi ce aveți? Voi aveți o... Așa că așteptăm să ne întâlnim, să primim jumătate din banii de la YouTube. Așa că, dragii mei reporteri, vă rog, nu fiți bulangii, că când Dumnezeu a spus să fie lumină, nu se referea la să fie lumină la modul în care face biserica rost de bani, ci mai degrabă să fie lumină în buzunarele ciuruite ale fraierilor care și-așa dau ultimul ban pentru bunăstarea noastră. Doamne ajută! Foi de 100!